Gândul zilei. Motiv de meditație și inspirație. O rubrică ce sondează cele mai profunde adâncuri ale înțelepciunii, ale frumosului și adevărului. Jesús Navas González este un fotbalist spaniol care s-a alăturat echipei de tineret FC Sevilla la 15 ani. Acesta nu a onorat nicio convocare la echipa națională între 2005 și 2009, pentru a nu sta departe de Sevilla. Despre Jesús Navas, portalul sport.ro spunea că suferă de dor de casă cronic. Și nu, nu este nici glumă și nici vreun moft al spaniolului, ci o manifestare a psihicului unei persoane care nu poate sta departe de locurile natale pentru perioade lungi. Iar mijlocașul a avut momente când efectiv a fugit din cantonamentul echipei naționale pentru că se afla prea departe de Sevilla. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. E firesc să ne fie dor de casă, mai ales când pleci pentru prima oară. Integrarea într-un nou grup social, acomodarea într-o școală nouă, cu un program nou, încercarea de a adopta un alt stil de viață, de exemplu traiul într-un cămin de studenți, unde multe lucruri se fac la comun, nu sunt deloc ușoare pentru studentul din primul an de facultate. Dacă nici viața sentimentală nu merge ca pe roate, dorul de casă va fi cu atât mai intens. Mulți dintre cei care pleacă peste hotare susțin că lucrul cel mai dificil de înfruntat pentru ei, în prima perioadă, a fost dorul de casă. Am avut cunoștințe care s-au îmbolnăvit în prima perioadă de după plecare. Alții au slăbit atât de mult încât nu-i puteai recunoaște. Unii se adaptează treptat noilor condiții, iar alții continuă să muncească peste hotare cu gândul și inima acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Cu toții ne-am întrebat, de ce lumea a fugit bezmetică din nordul Italiei la rudele din sud? De ce românii și moldovenii au venit cu zecile de mii înapoi, într-o țară cu un sistem de sănătate mai slab decât cel italian? Foarte interesant! Studii făcute pe animale au arătat că atunci când sunt speriate, acestea fug acasă, indiferent dacă acasă este un loc sigur sau nu. Se pare că și oamenii fac la fel. Tot mai mulți moldoveni și români zilele acestea aruncă vorbe de genul: n-au putut să stea acolo, de ce au venit să ne infecteze și pe noi? Problema, de fapt, nu e în faptul că conaționalii noștri s-au întors acasă, ci în nerespectarea condițiilor de carantină. Dar acasă nimeni n-are voie să-ți interzică să te întorci. Îmi povestea un tânăr despre părinții săi care munceau peste hotare atunci când a început drama coronavirusului. Tânărul le spunea părinților să stea acolo, căci e mult mai sigur, dar părinții nu-și găseau locul în străinătate și căutau cu orice preț să se întoarcă. La un moment dat, tânărul a realizat că așa vede el lucrurile, dar de fapt presiunea emoțională peste hotare ar putea fi mult mai nocivă decât coronavirusul în țara noastră. În aceste circumstanțe, vă recomand, dragi ascultători, să fim empatici cu cei care își doresc să se întoarcă acasă în aceste circumstanțe dificile. Iar cei care se întorc trebuie să respecte perioada de carantină și să nu-și expună riscului persoanele dragi. Vă dorim tuturor emoții calde și sănătate! Să visez și să râd, să nu uit să mă joc
câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Gândul zilei. Motiv de meditație și inspirație. O rubrică ce sondează cele mai profunde adâncuri ale înțelepciunii, ale frumosului și adevărului.